dimineața. Înțeleg că începem așa direct și încep eu. Mulțumesc. N-a fost regizat. Mulțumesc mult. L-am rugat pe Mihai să vină lângă mine ca să nu mă simt așa singură aici la pupitru, unde nu prea îmi place să stau. Dar, întrucât este și o conferință filmată, înțeleg că trebuie să fie așa mai oficial, nu mă pot ridica, nu mă pot plimba și atunci o să am vorbit acum și am zis o să și renunțăm la partea aceea de început în care vă prezentați și dumneavoastră. Avem lista aici, știm cine sunteți și de unde veniți. E important așa pentru noi ca să știm cum orientăm discuțiile, mai ales având în vedere această temă. Așa că o să mă prezint și o să intru direct în ea. Andreea Trandafir este numele meu, sunt conferențiar la Facultatea de Drept din București și în paralel și avocat. Încerc la aceste conferințe ca părerile mele să fie cele de profesor, nu de avocat. Dacă simțiți că o iau pe lângă, vă rog să-mi spuneți, sper să nu fie cazul. Știu că această temă s-ar putea să nu fie de mare interes pentru mulți dintre dumneavoastră. S-ar putea să nu vă fi confruntat cu, poate nu cu dosare, cu răspunderea persoanei juridice, de acestea bănuiesc că mai toată lumea a avut, dar cel puțin cu măsuri preventive știu că nu sunt foarte multe. Asta ar fi primul disclaimer. Așa a fost agenda, din cauza programelor noastre încep eu cu această temă, dar sper ca pe măsură ce avansăm în program temele să fie mult mai de interes pentru dumneavoastră. Nu vă speriați că nu o să fie ceva foarte tehnic. A doua problemă legată de această prezentare este una personală și anume, și trebuie să o anunț de la început, tema se cheamă Probleme actuale privind măsurile preventive. Ca profesor, nu am acces la jurisprudența privind măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice. De ce? Pentru că pe portalul în care se publică jurisprudența, printre obiectele excluse, apar și măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice. Și atunci, de câțiva ani, deși scriu pe acest subiect și mă interesează acest subiect, singura jurisprudență la care am acces este cea pe care o mai primesc de la prieteni, ceea ce este destul de trist. Chiar și așa am reușit să găsesc, inclusiv pe Rejus, și o să vedeți în prezentare, o serie de, nu neapărat hotărâri, cât probleme care reies din unele hotărâri în materia aceasta a măsurilor preventive. Sigur că dacă aveți dumneavoastră din practică altele, m-aș bucura să le discutăm. Nu vreau să fie, eu personal nu vreau să fie chiar genul de conferință, ceva oficial, deci vorbiți oricând, întrerupeți-mă, e perfect în regulă. Bun. Măsurile preventive reglementate într-un singur articol din Codul de Procedură Penală, 493, în paranteză fie spus, când s-a adoptat codul penal și codul de procedură penală, am auzit voci care spuneau ce bine că s-au schimbat codurile, că în sfârșit avem reguli de procedură privind persoana juridică. Înainte de 2014 n-aveam. Evident că aveam, erau tot acolo în codul de procedură penală, erau cam la fel. De altfel, nu s-a preocupat nimeni de măsurile preventive. E bine, deși sunt reglementate într-un singur articol, unul mic, ca să zic așa, că nici nu are multe alineate, această reglementare dă naștere unor probleme de neimaginat, ca să zic așa, cel puțin în dosarele în care apar. O să mă concentrez acum pe aliniatul 1, mai exact pe prima parte, în care mi se spune că judecătorul de drepturi și libertăți, în cursul urmăririi penale, la propunerea procurorului sau după caz, judecătorul de cameră preliminară sau instanța poate dispune dacă există motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, una sau mai multe dintre următoarele măsuri. Ce observăm de aici? Că spre deosebire de articolul 202 din materia măsurilor preventive aplicabile persoanelor fizice, în ceea ce privește măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice, ele se iau numai pentru a se asigura buna desfășurare a procesului penal. De ce? Pentru că, și în general asta observăm la persoana, la reglementarea răspunderii persoanei juridice sau a procedurii privind persoana juridică, legiuitorul s-a uitat la cum e reglementat la persoana fizică, a luat cu copy-paste și a tăiat partea care părea că nu este aplicabilă. Și când a văzut acolo pentru a se împiedica sustragerea suspectului sau inculpatului de la urmărire penală, a zis, asta nu merge cu persoana juridică, că persoana juridică nu fuge.
Da și nu, ca să spun așa. Doctrina spune că, deși 493 vorbește așa sub o umbrelă largă de buna desfășurare a procesului penal, în realitate scopul măsurilor preventive este tot împiedicarea sustragerii persoanei juridice de la urmărire penală, de la judecată sau de la executarea pedepsei sau chiar asigurarea executării pedepsei amenzii, ceea ce le apropie foarte mult de măsurile asigurătorii. Realitatea e că foarte greu să-ți dai seama când ai măsură preventivă și asigurătorie sau, mă rog, când se urmărește una sau alta. Și dacă ne uităm în jurisprudența Curții Constituționale, o să vedem cam același lucru. Am citat aici o decizie celebră la care o să revin. Se spune că s-a urmărit evitarea sustragerii inculpatei persoană juridică de la judecată sau de la executarea pedepsei prin încetarea existenței acesteia. Referirea era mai ales la măsura preventivă de la litera A, care este și cea care pune cele mai multe probleme. Bun, să zicem că această noțiune de buna desfășurare a procesului penal e oricum suficient de largă, nu ridică foarte multe probleme. A doua diferență pe care o observăm dacă vom compara articolele 202 și 493 privește standardul de la care pot fi luate sau standardul prevăzut pentru luarea măsurilor preventive. 202, probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni, pe când 493 vorbește de motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală. E o diferență pe care a vrut să o facă legiuitorul între probe sau indicii temeinice, respectiv motive temeinice? Pare că nu. În mod evident, standardul trebuie să fie același. E o diferență între infracțiune și faptă prevăzută de legea penală? O diferență, evident că este, dar e o diferență pentru judecător, adică e un standard mai mic atunci când ia măsuri preventive față de persoana juridică, poate să spună, pare că nu e infracțiune, dar e suficient că e faptă prevăzută de legea penală, ar trebui să nu fie absolut nicio diferență. Și aici am mai multe soluții din jurisprudență. Există o hotărâre, n-am mai citat-o aici, e mai veche, în alte curți, din 2012, în care în alta curte spune nu pot fi luate măsuri preventive pentru că din datele dosarului nu rezultă că persoana juridică a comis fapta în realizarea obiectului de activitate în numele sau în interesul persoanei juridice. Asta deja intră foarte mult pe fond, am zice. Adică exact asta este formularea. Nu există probe că ar fi comis fapta. Pe de altă parte, dacă e atât de evident că nu este o infracțiune pentru persoana juridică, într-adevăr, ar părea că nu mai pot fi luate măsuri preventive. Acum o să vă dau câteva exemple din hotărâri pe care le-am găsit. Aici, într-o încheiere, se spune așa, măsurile preventive adoptate față de societatea comercială se impun, am luat copy-paste, a fi menținute, fiind necesare în vederea preîntâmpinării săvârșirii altor fapte prevăzute de legea penală, de vreme ce se reține în actul de sesizare a instanței că infracțiunile ce fac obiectul judecății au fost săvârșite cu depășirea limitelor obiectului de activitate. Este singura motivare, singura parte din încheiere care reprezintă motivarea lor în măsurilor preventive. Evident că nu e suficient că se reține în actul de sesizare. Normal că se reține în actul de sesizare, că altfel, în principiu, nu aveam act de sesizare. Da? Deci nu ăsta este argumentul. Argumentul e cel spus de text. Să existe suspiciunea rezonabilă că s-a comis o faptă prevăzută de legea penală, dar chiar și așa, deși textul nu o spune expres, noi avem în continuare cerințele de proporționalitate și necesitate a măsurilor preventive. Mergem mai departe. Altă motivare. Instanța reține că există motive temeinice care justifică că persoana juridică a săvârșit fapte prevăzute de legea penală, că măsura e necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, e proporțională cu gravitatea acuzației, prin raportare la numeroasele acte materiale reținute în sarcina inculpatei și la cuantumul prejudiciului rămas de recuperat. Aici era vorba de o măsură preventivă care a fost luată prin sentință. Și instanța o motivează spunând că persoana juridică a dobândit calitatea de inculpat și va primi o amendă penală într-un cuantum ridicat, 270.000 de lei, și soluția instanței este nedefinitivă, deci dacă nu se ia măsura preventivă, până la soluționarea apelului s-ar putea să
dispară. În sentință, în mod evident, putem să avem astfel de motivări. Acum, într-o altă categorie de hotărâri, similare cu cea de la Înalta Curte, s-a respins propunerea de luare a măsurii preventive pe motiv că, și aici e foarte interesant, judecătorul a considerat că persoana juridică trimisă în judecată pentru delapidare nu poate să fie autor al infracțiunii de delapidare. Deci, deja odată cu soluționarea propunerii de luare a măsurii preventive, și-a spus și opinia pe fondul cauzei, da? Că nu ar putea să o condamne. Și după aceea explică, reia, repet, eu nu am găsit mereu încheierile prin care se soluționează propunerea de luare a măsurilor preventive, pentru că acelea sunt excluse de pe portal, dar am găsit alte hotărâri în care se face referire și aici se reia motivarea și se explică elementul material al infracțiunii de delapidare se poate realiza prin folosire, însușire sau traficare. Ce folosește, ce presupune însușirea? Doctrina spune că subiectul pasiv este unitatea prejudiciată la care a lucrat inculpatul persoană fizică. Prin urmare, persoana juridică nu are cum să fie autor dacă ea ar trebui să fie subiect pasiv. E o hotărâre din 2018, înainte de HP-ul care este chiar de anul acesta, probabil știți, cu Spitalul Militar. S-a pus problema dacă Spitalul Militar este autoritate publică sau instituție publică, deci dacă poate să răspundă penal sau nu. Concluzia este că e instituție publică și după aceea dacă poate fi autor al infracțiunii de delapidare, în cazul în care era instituție publică, ceea ce Înalta Curte a spus că da. Iar soluția este că nu poate fi autor al infracțiunii de delapidare. Noi am făcut și opinie de la facultate la această sesizare, argumentele fiind că nu are calitatea de funcționar public, asta în doctrină este un pic discutat, unii spun că pe 175 alineatul 2 poate să fie funcționar public, fac o paranteză acum, dacă ne uităm la 175 alineatul 2, evident că n-a fost creat pentru persoanele juridice, da? Persoana juridică funcționar public sună absurd, dar dacă ne uităm doar la cum este el redactat, se spune acolo persoană juridică care prestează, persoană, scuzați-mă, care prestează un serviciu de interes public. Haideți să luăm o, nu știu, bancă, da? Prestează un serviciu de interes public, activitatea de creditare, asta o știm din numeroase hotărâri. Și după aceea este învestită sau supusă controlului ori supravegherii unei autorități publice. Păi, Banca Națională a României, care e autoritate publică în sensul dreptului public, supraveghează activitatea băncilor private, nu? Deci așa pe text pare că și o persoană juridică, am dat un exemplu, dar sunt multe altele, se pot încadra pe 175 alineatul 2. Totuși, dacă ne uităm la expunerea de motive a codului penal, în care se menționează expres că noțiunea de funcționar public este avută în vedere pentru persoanele fizice, dacă ne uităm la rațiunea textului, e clar că persoana juridică nu poate fi funcționar public. Chiar dacă ar putea fi, așa, prin reducere la absurd, la infracțiunea de delapidare avem un obiect juridic foarte specific, relațiile de serviciu. Ori, între o persoană juridică și alta, nu există relații de serviciu. Există relații comerciale, relații între profesioniști, cum vrem să le numim, dar nu relații de serviciu, nu ceea ce presupune angajator persoană fizică. Și atunci, măcar din cauza obiectului juridic, infracțiunile de corupție de serviciu nu pot fi comise de persoana juridică în calitate de autor, evident. Aici, întorcându-ne la problema cu măsurile preventive, dacă persoana juridică era trimisă în judecată în calitate de autor și instanța avea această părere, care acum este și evidentă și obligatorie, spune că nu poate să ia măsuri preventive. Acum că se intră pe fond atât de mult, asta este o altă discuție. Bun. Mergem mai departe. Următoarea problemă. Dacă măsurile preventive trebuie să fie luate doar în cazul în care infracțiunea prezintă o anumită gravitate, dacă e similar ca la persoana fizică în anumite situații, și răspunsul este că nu de planul, adică nu e o cerință a textului de lege să fie pedeapsa prevăzută, nu știu, mai mare de 5 ani. Evident că asta ține de cerința de proporționalitate, adică nu se iau măsuri preventive față de persoana juridică pentru orice fapt. Mai mult decât atât,
rezultă din textul de lege că pentru luarea măsurilor preventive nu este necesară punerea în mișcare a acțiunii penale. Această soluție e foarte criticată în doctrină. De ce standardul este diferit între persoana fizică și persoana juridică, de ce poate persoana juridică să devină suspect și imediat să aibă măsuri preventive și eventual să și rămână cu ele. Din textul de lege, asta rezultă, dacă nu avem nevoie de punerea în mișcare a acțiunii penale. Bun. Mai departe, lucrul ăsta nu ridică mari probleme, măsurile preventive pot fi luate doar de un judecător, nu insist care, că e clar. Problema este dacă acest judecător poate să ia măsura preventivă și la cererea altor persoane decât procurorul, că cere procurorul e în regulă. Dar ce am găsit în jurisprudență și mi s-a părut foarte interesant, nu că dacă poate să le ia, că răspunsul e că poate să le ia, că le ia din oficiu, ci cum se formulează. Și am aici o încheiere în care se spune așa, propunerea formulată de către inculpata persoană juridică de luarea măsurii preventive de la litera A va fi discutată după ce procurorul răspunde în conformitate cu articolul 345, era evident în faza de cameră preliminare. Deci făcuse inculpata o propunere de luare a măsurii preventive. Nu am reușit să găsesc mai mult să văd de ce, dar oricum să zicem că bine o respinge, că face inculpata, dar iată o altă încheiere în care instanța spune admite cererea formulată de administratorul special și în consecință dispune măsura preventivă a interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare față de inculpata persoană juridică. N-am reușit să mă lămuresc aici dacă era administratorul special al persoanei juridice inculpate sau al altei persoane juridice din dosar. Efectiv nu rezultă, dar chiar și așa nu admite propunerea, ci o ia el din oficiu, cred că ar fi mai corect, că totuși propunerea de luare a măsurilor preventive nu o face oricine, orice parte sau orice persoană din dosar. Nu știu dacă sunteți de acord sau nu, dar mă rog. Pare destul de ciudat. E o hotărâre din 2020 aici. Bun, cam asta în ceea ce privește condițiile de luare și ce probleme am văzut eu că ridică în practică. Mergem mai departe și vedem măsurile preventive privite în special. Sunt un număr de 5, prevăzute tot la alineatul 1 din articolul 493. Cele mai multe probleme, în mod evident, au fost ridicate de măsura preventivă prevăzută de la litera A. Și o să iau puțin cu istoricul, nu durează mult, să vedem soluția obligatorie la care s-a ajuns și ce probleme există după această soluție obligatorie a înaltei curți. Marea problemă, după 2014 a apărut, a fost ce înseamnă dizolvare sau lichidare. Dacă este vorba doar de dizolvarea sau lichidarea voluntară, sau dacă este vorba și de dizolvarea sau lichidarea forțată, ca să spun așa, adică cea care intervine în procedura insolvenței. Se poate interzice inițierea sau suspendarea procedurii sau se poate dispune suspendarea procedurii de insolvență în temeiul codului de procedură penală ca măsură preventivă? Dacă nu, pentru că asta a fost o altă practică pe care am văzut-o la nivelul parchetelor, se poate interzice sau mai degrabă se poate suspenda procedura de insolvență în temeiul codului de procedură civilă pe motiv că există un proces penal și trebuie să așteptăm să se termine procesul penal de suspendare aceea facultativă din codul de procedură civilă. Am zice încă o dată că problema e rezolvată după RIL, dar o să vedem imediat că nu e chiar așa, de asta prefer să o iau cu istoricul. Ce mi s-a părut mie întotdeauna este că scopul măsurii preventive este cam același ca la persoana fizică, adică să se împiedice, ce vă ziceam la început, sustragerea de la răspundere penală. De aceea cred că textul se referă doar la dizolvarea sau lichidarea voluntară, cele prevăzute de codul civil, am pus aici textele, și de legea 31 pe 1990 la societăți, pentru că, să fim serioși, majoritatea persoanelor juridice trimise în judecată, peste 90%, sunt societăți înființate potrivit legii 31. Mai făceam eu această comparație și spuneam că dacă persoana fizică
este, vrea să plece din țară și ai indicii despre lucrul ăsta, sigur iei măsură preventivă, o oprești, o blochezi să nu plece din țară. Dar dacă stă să moară, pentru că e bolnavă, nu poți prin mijloace de natură penală să o ții în viață doar să aștepți finalizarea procesului penal ca să ai pe cine să o condamn. Cam asta e paralela pe care o fac între dizolvarea sau lichidarea voluntară și dizolvarea sau lichidarea mai degrabă din procedura insolvenței. Pentru partea de lichidare voluntară există măsuri, adică există mijloace de prevenție, ca să spun așa, există obligația de informare din codul de procedură penală și persoana juridică trebuie să notifice imediat intenția de dizolvare sau lichidare și Registrul Comerțului trebuie să informeze. Sigur că uneori lucrurile astea nu funcționează. Am văzut și dosare în care persoana juridică era radiată la momentul condamnării în apel, era pe vechiul cod, recurs și rejudecare în apel și iarăși recurs. Ea a fost radiată în toată această perioadă, dar nimeni nu și-a dat seama și era condamnată în continuare. Și am văzut și situații în care, și aici problema e un pic mai delicată, am mai dat acest exemplu undeva la Vâlcea, o doamnă a fost mușcată de câini și a murit. Dosarul de urmărire penală viza o direcție din cadrul primăriei de carisaj, nu știu cum se numea, care avea personalitate juridică. În cursul urmăririi penale, acea direcție s-a reorganizat, s-a transformat, nu știu ce reorganizare au făcut acolo, într-o structură fără personalitate juridică. Nu a informat procurorul, care nu a mai avut ce să facă decât să constate că nu mai există o persoană juridică pe care să o urmărească penal, a aplicat amenda prevăzută de codul de procedură penală pentru nerespectarea obligației de informare și a închis dosarul, pentru că nu mai ai ce să faci. Sigur că, din punct de vedere civil, cred că mai erau lucruri de făcut sau administrativ, anularea acelei reorganizări, nu intru în aceste detalii că nu mă pricep, dar din punctul de vedere al procedurii penale, cam asta e situația. Revin. Dizolvare sau lichidare voluntară, dacă lucrurile funcționează corect, avem și cum să împiedicăm cel puțin la societăți. Dar insolvența este o procedură judiciară, e un proces, insolvența, pe scurt. Este un alt proces și se desfășoară sub controlul unui alt judecător. Și întotdeauna am zis că nu cred că legiuitorul a vrut ca judecătorul de penal să-i spună judecătorului sindic ce să facă, adică să-și blocheze procesul. Da? La fel spunea și doctrina că procedura insolvenței ar trebui să fie un flux continuu și neîntrerupt de acte juridice și că nu poate să fie blocată sau, mă rog, temporizată. În practică, așa cum știm, soluțiile au fost foarte, cât se poate, de variate, ba chiar, și întotdeauna dau exemplu această hotărâre, că mi se pare foarte reprezentativă, s-a spus așa, aprecierea cu privire la procedura insolvenței, în condițiile în care față de persoana juridică inculpată se luase măsura preventivă a interdicției inițierii, dizolvării sau lichidării, trebuia făcută înainte de luarea acestei măsuri preventive. Adică aveam o persoană juridică, era urmărită penal, se luase interdicția inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare și ea trebuia să intre în insolvență. Trebuia, pentru că așa spune legea, după cum știm, e o obligație să intri în insolvență când se îndeplinesc anumite condiții. Și depunând cererea de deschidere a procedurii insolvenței, ajungând în fața judecătorului penal, acesta spune, trebuia să te gândești dinainte de luarea măsurii preventive, nu știu cum, că s-ar putea să vrei să intri în insolvență. Dar eu cred că asta nu se înțelege, că deschiderea procedurii de insolvență nu este a vrea, e o obligație. E o obligație prevăzută sub o sancțiune penală. E infracțiune dacă nu se deschide procedura insolvenței. Deci, cred că era destul de greșit. Un pas înapoi, și mai înapoi, ca să spun așa, a fost făcut printr-o decizie a Curții Constituționale, care a fost de respingere a mai multor excepții ridicate, reunite, dar care a fost foarte des citată în susținerea acestui punct de vedere. Este vorba de decizia 139/2016. Am pus aici un articol pe care l-a scris chiar Dani
despre această decizie în care a criticat-o și eu am criticat-o, recunosc, trebuie să o spun. Problema era legată de durata măsurilor preventive, o să revin la acest subiect, dar cu această ocazie, Curtea Constituțională spune măsurile luate de stat pentru a asigura un climat de ordine și încredere la nivel economic nu trebuie să aibă ca rezultat tocmai negarea libertății comerțului, ci să se constituie într-un adevărat corolar al acestuia. În aceste categorii de măsuri se încadrează și dispozițiile legale ce vizează măsurile preventive care pot fi luate față de persoanele juridice. Statul, reglementând asemenea măsuri, veghează la securitatea circuitului comercial și pentru a asigura acel climat de ordine și încredere la nivel economic a prevăzut instituirea unor măsuri preventive. Eu cred că e un pic invers, cred că măsura preventivă tocmai la libertatea comerțului și libertatea circuitului comercial atentează. Dar această motivare a fost folosită pentru a justifica luarea măsurilor preventive în procedura insolvenței. În alta curte a avut o jurisprudență încă de atunci, de prin 2016, în care, fără a spune în mod direct că cele două sunt incompatibile, începuse să ridice măsuri preventive luate, aplicabile în procedura insolvenței, pe motiv că măsura n-ar mai fi proporțională cu interesele creditorilor. Pentru că ce se întâmpla? Aveam creditori, de regulă ipotecari, voiau să-și execute, să-și satisfacă creanța și să execute bunurile, dar exista această măsură preventivă care bloca insolvența ani de zile. Și fără a spune în alta curte direct că nu pot fi luate măsuri preventive, că nu sunt aplicabile în procedura insolvenței, a spus însă că terții, creditorii, au un drept de proprietate, au un bun în sensul articolului 1, protocolul 1, având în vedere dreptul lor de proprietate. Prin urmare, această ingerință în dreptul lor de proprietate, care nu îi lasă să-și execute creanța, să-și satisfacă creanța, nu este proporțională. Le spune în alta curte, îmi cer scuze, am fost puțin răcită și vorbesc mai greu, forțarea menținerii unei societăți economice în condițiile în care aceasta nu mai generează profit și devine chiar producătoare de prejudicii, sau imposibilitatea valorificării unor bunuri, bunuri care își diminuează valoarea sau devin greu de vândut, poate reprezenta o ingerință în dreptul de proprietate al terților. Pentru că ce se întâmpla? Bunurile rămâneau acolo, se degradau ani de zile cât era blocată insolvența și la sfârșit când se vindeau, mare lucru nu mai valorau. Bun. Și continuă motivarea în alte curți. Am pus aici mai multe slide-uri. Completul de 5, o decizie din 5 decembrie 2016, validează această interpretare și și menține hotărârea secției penale. Mai exista o părere care încerca să temporizeze aceste efecte negative ale admiterii măsurii preventive în toată faza de insolvență și care spunea așa, se poate lua măsura preventivă în ceea ce privește insolvența, dar nu se blochează toată procedura, ci numai faza finală, aceea de lichidare. Adică se face tabelul de creanță, oamenii își depun cererile, se fac contestații, se evaluează bunurile, totul este în regulă, dar nu se poate lichida patrimoniul persoanei juridice. Și așa măcar mai făceai un pas înainte sau niște pași și aveai doar o mică, dar importantă parte a procedurii insolvenței, care rămânea blocată. Ce situații am văzut în practică? În procesul penal se lua, sunt spețe mai vechi, se lua față de persoana juridică măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare, de se făcea și referire expresă la lichidare din insolvență, iar la primul termen din dosarul de insolvență, judecătorul sindic, văzând încheierea judecătorului din penal, spunea suspendă cauza, suspendă judecata cauzei până la soluționarea urmăririi penale sau până la soluționarea procesului penal. În mod evident, nu asta era sensul, că măsura preventivă totuși se ia pe o durată de maxim 60 de zile și atunci se tot făceau recursuri și se trimitea cauza pentru a continua procedura de insolvență, dar chiar și așa, cu respectarea măsurii preventive, pentru că, până la urmă, și judecătorul sindic, când vedea hotărârea judecătorului penal, nu putea să o ignore, o respecta.
Prin urmare, cele trei orientări pe care le avea jurisprudența înainte de 2020 erau așa. Se aplică măsura preventivă doar în ceea ce privește dizolvarea sau lichidarea voluntară, aceasta era opinia minoritară. Se aplică măsura preventivă pe toată durata procedurii insolvenței, aceasta cred că era opinia chiar majoritară, și se aplică măsura preventivă doar în ceea ce privește lichidarea sau dizolvarea, mai mult lichidarea din procedura insolvenței. În sesizarea cu recurs în interesul legii, în cererea de recurs în interesul legii, formulată de Procurorul General, acesta îmbrățișează a treia abordare, deci cea temporizată, spune așa, având în vedere specificul procedurii de insolvență, nu se poate dispune suspendarea întregii proceduri, ci doar a etapelor care vizează dizolvarea sau lichidarea ca urmare a intrării în faliment. În schimb, măsura preventivă nu împiedică în faliment efectuarea actelor și operațiunilor cu caracter staționar, se numesc, sau le numește, și cu scop de conservare, inclusiv controlul judecătorului sindic asupra activității lichidatorului judiciar. Având caracterul juridic al unor acte de conservare a averii debitorului, lichidatorul va putea valorifica de urgență bunuri ale debitorului. Deci de urgență, da, dar cam atât. Foarte interesante opiniile din recursul în interesul legii. Direcția de legislație, studii, documentare și informatică în altei curți, în punctul de vedere, arată că măsura preventivă prevăzută de la litera A este aplicabilă în cazul dizolvării și al lichidării în procedura falimentului reglementată de legea 85. Judecătorii raportori spun așa, constatând sensul neechivoc al normei ce face obiectul prezentului recurs în interesul legii, s-a conchis în sensul că interdicția inițierii sau suspendarea procedurii de dizolvare vizează și dizolvarea, respectiv lichidarea, din procedura falimentului. Deci toate opiniile din dosar, mai puțin cele venite de la facultăți, că au venit de la facultăți chiar vreo 4 opinii, toate în sens contrar, erau în sensul că se aplică măsura preventivă și în ceea ce privește insolvența. În alta curte a spus invers, asta pe principiu, ai grijă ce întreb, că s-ar putea să spună invers. A spus invers din punctul meu de vedere corect, adică e opinia pe care am avut-o dintotdeauna, respectiv că măsura preventivă nu se aplică în ceea ce privește procedurile de insolvență. Deci nu vizează și dizolvarea și lichidarea din legea 85. Ce foarte interesant e motivarea în alte curți. Am pus aici mai multe pasaje relevante, ca să le avem în vedere așa ca motivare, pentru că ne spun mai multe lucruri despre măsurile preventive. În alta curte spune că problema de drept se află la confluența legii de procedură penală și a celor ce guvernează societățile comerciale, iar aceasta se situează prioritar nu pe tărâmului principiului unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem, ci pe tărâmul concursului de mai multe legi. Pentru că unul din argumentele principale în susținerea că măsura preventivă se aplică în ceea ce privește insolvența a fost legea nu face nicio distincție. Spune dizolvare sau lichidare, deci se aplică la orice procedură de dizolvare sau lichidare. Iar în alta curte spune, admite că soluția la această problemă o reprezintă aplicarea principiului ubi lex non distingit, echivalează cu o cercetare superficială a acesteia, iar simplul exemplu al cazului în care dizolvarea este dispusă ca pedeapsă complementară aplicată definitiv persoanei juridice, caz în care executarea pedepsei nu poate fi suspendată printr-o măsură preventivă luată într-un alt dosar, este suficient pentru a demonstra că textul nu reclamă o atare interpretare. Deci e foarte frumoasă comparația. Spune așa, dacă ai o instanță care spune că trebuie să se dizolve persoana juridică și persoana juridică este într-un alt proces penal inculpată și se ia măsura suspendării procedurii de dizolvare, în mod evident, măsura asta preventivă nu are nicio incidență asupra pedepsei dizolvării pronunțate de o altă instanță. Și atunci înseamnă că argumentul legea nu distinge, nu are cum să fie folosit, că trebuie să distingem noi, folosind alte metode de interpretare. Și ce metode de interpretare se folosesc? E aceasta, concursul de legi sau
rațiunea legii și constată în alta curte că, exceptând situația în care măsura este impusă de instanța civilă chemată să se pronunțe asupra unei cereri de strămutare, legiuitorul nu a reglementat nicio altă situație în care suspendarea este dispusă de către un alt organ judiciar, de către cel învestit cu soluționarea dosarului. Pe scurt, nu-ți suspendă nimeni cauza ta decât tu, da? Cu această excepție. Întotdeauna competența exclusivă de a lua această măsură aparține judecătorului cauzei, iar o soluție contrară n-ar putea să existe pentru că ar încălca Constituția, legea 303 și chiar Convenția Europeană. Așadar, judecătorul penal nu poate să suspende judecarea unui dosar civil sau de orice altă natură, măsura putând fi dispusă doar de către judecătorul cauzei civile, doar atunci când există o dispoziție legală imperativă sau facultativă. Și mai spune ceva în alta curte care o să fie relevant pentru a doua întrebare, nu există o prevedere care să confere judecătorului sindic posibilitatea de a suspenda procedura ca urmare a unei măsuri preventive dispuse față de persoana juridică debitoare. Mergem mai departe și tot așa pentru ceva ce o să fie relevant la contestație, am mai pus aici ce spune în alta curte, o valoare patrimonială protejată pe tărâmul aceluiași articol, adică 1 protocolul 1 din la Convenția Europeană, reprezintă și dreptul creditorului de a executa silit garanțiile constituite, astfel încât imposibilitatea creditorului de a-și valorifica garanțiile ridică probleme din aceeași perspectivă. Pe scurt, spune așa, dacă măsura preventivă s-ar aplica în insolvență, ar trebui să le recunoști creditorilor o cale de atac, pentru că ei ar fi afectați de suspendarea insolvenței. Dar măsurile preventive, așa cum vom vedea, pot fi contestate doar de procuror și de persoana juridică. Doar ei pot face contestație. Terții nu, nu pe codul de procedură penală. Deci dacă textul se referea și la persoanele, se referea și la procedura insolvenței, trebuia să avem o cale de atac pentru terți. O să revin la acest aspect. Bun, pare frumos, nu-i așa? Ce spune jurisprudența după RIL 18 pe 2020? De toate, spune, în această hotărâre din 2021, în care se invocă recursul în interesul legii pe larg, Curtea de Apel București aici spune că, într-adevăr, măsura preventivă trebuie revocată, vă o să vorbesc puțin mai târziu despre noțiunea de revocare, pentru că din moment ce a intrat persoana juridică în faliment, măsura preventivă nu poate subzista, fiind lipsită de efecte. Scopul măsurilor preventive vizează conduita inculpatului persoană juridică, care trebuie limitată pentru a nu zădărnici demersurile de tragere la răspundere penală. Scopul acesta nu poate fi atins niciodată în condițiile legii 85, unde efectele deschiderii procedurii falimentului, respectiv dizolvarea urmată de lichidare și radierea, izvorăsc chiar din lege și nu pot fi evitate. Deci se revocă măsura preventivă. În alte dosare, dimpotrivă, instanțele constată că temeiurile avute în vedere la luarea măsurii preventive față de inculpată nu s-a schimbat și că luarea, respectiv menținerea măsurilor preventive, trebuie să își justifică temeiurile și se motivează pe aceleași argumente. Am dat aici un exemplu de încheiere din 2022, dar sunt mai multe în acest sens, în care măsura preventivă este menținută și din ce am reușit să văd într-una dintre aceste încheieri, unul din argumente a fost că măsura preventivă era luată înainte de RIL, prin urmare situația ar fi diferită de o măsură preventivă care ar fi luată după RIL. În mod evident, nu e nicio diferență, adică eu personal nu văd nicio diferență pentru că la menținerea, prelungirea, cum vrem să spunem, verificarea legalității și temeiniciei măsurilor preventive, trebuie să facem aceeași apreciere ca la luare. Prin urmare, dacă RIL-ul ne spune că nu se poate, nu se poate. Alte tipuri de încheieri spun așa, măsura preventivă este în continuare necesară, deci tot după RIL, din acest motiv apreciem ca nefondate apărările formulate de avocatul desemnat din oficiu, în sensul că menținerea măsurii nu se mai impune prin prisma faptului că persoana juridică a intrat în insolvență, deci motivare expresă, contrară RIL-ului, zice eu. Totodată, această măsură este necesară și prin raportare la latura civilă a cauzei,
împiedicarea finalizării procedurilor de lichidare, având ca rezultat posibilitatea părții civile de a putea, în ipoteza existenței unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare, să-și recupereze prejudiciul cauzat prin comiterea faptei. Foarte des se spune acest lucru, că trebuie să se suspende insolvența, pentru că partea civilă trebuie și ea să aibă o șansă să-și recupereze creanța. Cred că se ignoră un articol foarte important din legea 85, articolul 102, alineatul 8, un articol redactat foarte deficitar, sunt de acord, dar care ne spune ce se întâmplă totuși cu partea civilă din procesul penal. 102, alineatul 8, spune așa, creanța unei părți vătămate, mă rog, a unei părți civile, în realitate, din procesul penal, se înscrie la masa credală sub condiție suspensivă până la soluționarea definitivă a acțiunii civile în procesul penal în favoarea părții civile prin depunerea unei cereri de admitere a creanței. Deci acest text obligă partea civilă din procesul penal să se ducă și să participe în procedura insolvenței. Din momentul în care a făcut cererea de constituire de parte civilă, ea are o creanță sub condiție suspensivă, să îi se admită acțiunea civilă. Și atunci, cu acea cerere de constituire și cu dovada privind procesul penal, se duce și participă în procedura insolvenței, așa cum poate ea. Nu înseamnă că nu mai are șanse să-și recupereze ceva în insolvență. Și textul merge mai departe și ne spune, dacă acțiunea civilă nu se finalizează până la închiderea procedurii insolvenței, deci s-ar putea să fim în situația în care să se închidă procedura și procesul penal nu, deci măsura preventivă nu e aplicabilă, fie ca urmare a reușitei planului de reorganizare, asta e foarte rar, fie ca urmare a lichidării, eventualele creanțe rezultate din procesul penal vor fi acoperite din averea persoanei juridice reorganizate sau, dacă este cazul, din sumele obținute din acțiunea în atragerea răspunderii patrimoniale ce au contribuit la aducerea persoanei juridice în stare de insolvență. Deci, dacă este cazul, adică dacă mai are ce să recupereze, dar indiferent de acest aspect, partea civilă din procesul penal poate să participe în insolvență. Nu e nevoie să se aștepte finalizarea procesului penal. Și atunci motivarea aceea, eu nu cred că este în concordanță cu acest text de lege. Mergem mai departe, alt tip de hotărâre în care se ia măsura preventivă pentru a evita situația intrării în insolvență a societăților inculpate. Iarăși, nu cred că este o motivare care să fie în spiritul recursului în interesul legii. Nu pentru a evita situația intrării în insolvență, ci pentru a evita să se dizolve sau să se lichideze. Atunci, ok. Și în fine, o altă problemă care s-a pus după RIL a fost ce se întâmplă cu insolvențele deschise potrivit legii 85/2006. Așa cum știm, există încă multe dosare pe rol cu insolvențe care au fost deschise potrivit legii vechi și care se judecă în continuare potrivit legii vechi. De ce această problemă? Pentru că s-a spus, păi bine, bine, dar RIL-ul vorbește doar de legea 85/2014, deci nu e obligatoriu, nu se aplică și în cazul insolvențelor prevăzute de legea 85/2006, mie mi se pare că evident rațiunea este aceeași, în paranteză fie spus, același lucru se întâmplă, dar chiar mai grav, în ceea ce privește măsurile asigurătorii. Știți că este acel HP 1/2020, poate fac referire la el mâine, care ne spune că existența unei măsuri asigurătorii nu suspendă și nu împiedică continuarea procedurii de insolvență, valorificarea bunurilor în insolvență, potrivit legii 85/2014 și mulți spun, dar nu și potrivit legii 85/2006, cu același număr, alt an, pentru că acolo măsurile asigurătorii aveau o altă situație. Din nou, mi se pare că rațiunea este aceeași, deci aplicăm soluția din RIL. Bun. Vă ziceam că și înainte de RIL, neputându-se sau respingându-se propunerea de luare a măsurilor preventive în procesul penal, existau și cereri de suspendare a procedurii de insolvență în temeiul codului de procedură civilă, suspendarea facultativă de la articolul 413 alineatul 1.2, dacă s-a început urmărirea penală pentru o infracțiune care ar avea o înrăurire hotărătoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. Nu intru aici în detalii, doar foarte pe scurt,
Toată doctrina spune, legea insolvenței spune că procedura insolvenței trebuie să se caracterizeze prin celeritate. Presupune un flux continuu de acte și acesta nu poate fi întrerupt. Și la nivelul Curții de Apel București, cel puțin, jurisprudența era constantă în sensul că, am pus aici un exemplu, în sensul că nu se poate suspenda insolvența în temeiul codului de procedură civilă, mai mult decât atât, nici măcar nu era îndeplinită condiția. Nu exista o infracțiune care să aibă o înrăurire hotărătoare asupra soluției care să se dea în insolvență. Adică, indiferent de ce se decidea în procesul penal, infracțiunea, condamnarea sau nu, nu avea o înrăurire hotărătoare asupra dosarului de insolvență. Deci nu era îndeplinită condiția de la articolul 413 alineatul 2. Pe scurt, mesajul este nu suspendăm și nu interzicem procedurile de insolvență. Sigur că putem să gândim că uneori insolvența poate să fie o modalitate de a scăpa de răspundere penală, că se fac operațiuni frauduloase și așa mai departe. Am mai auzit și această părere, sunt de acord că există, dar cred că mijloacele de a contracara aceste practici nu sunt cele ale măsurilor preventive. Deci nu prin măsuri preventive, ci prin alte metode. Mergem mai departe la a doua măsură preventivă, interdicția inițierii sau suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice. De multe ori în practică am văzut-o luată împreună cu cea de la litera A, deci se iau cumva împreună. Aici scopul ar fi pentru a împiedica dispariția persoanei juridice, nu fizice, nu știu de ce apare fizice, și aici există ceea ce vă ziceam, obligația de informare de la 495 alineatul 4. Persoana juridică, suspect sau inculpat, este obligată să comunice organului judiciar în termen de 24 de ore intenția de fuziune, divizare, reorganizare, lichidare sau reducere a capitalului social. În termen de 24 de ore de când, nu prea ni se spune, de când există o decizie formală, mă rog, să zicem că nu sunt probleme. Problema sau discuția apare în ceea ce privește legătura cu articolul 151 Cod Penal. 151 ne spune că în cazul pierderii personalității juridice prin fuziune, divizare sau absorpție, textul este făcut... Aici e o poveste foarte interesantă. Codul penal a fost publicat în 2009. A intrat în vigoare în 2014. Între timp intrase în vigoare codul civil. Când s-a redactat codul penal, legiuitorul s-a uitat la decret. La cum era reglementat decretul 31/1954 privind persoanele juridice, acolo vorbea de fuziune, absorpție, divizare. Între perioada publicării codului penal și perioada intrării în vigoare, nu s-a mai uitat legiuitorul în codul civil să vadă că s-au schimbat puțin denumirile și că în codul civil avem fuziune prin absorpție, de exemplu. Și atunci codul penal spune fuziune, virgulă, absorpție, și pare așa o necorelare. Singura cale prin care putem să înțelegem codul penal e dacă ne raportăm la decretul care nu mai e în vigoare, că asta a fost intenția legiuitorului. Mă rog, trecem peste lucrul ăsta. 151 spune că în cazul în care se pierde personalitatea juridică prin fuziune, absorpție sau divizare, răspunderea penală și consecințele acesteia se vor angaja în sarcina persoanei nou create sau a celor care au dobândit fracțiuni din patrimoniul persoanei juridice. Deci, efectiv, o transmitere a răspunderii penale. Nu intru în discuții cu privire la articolul 151, dacă e constituțional sau nu, am și analizat pe larg acest aspect într-un articol. Foarte pe scurt, soluția, cred eu, că nu ridică probleme de constituționalitate, având în vedere că, între timp, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, sesizate cu probleme de genul acesta, dacă e ok să transmiți răspunderea penală, că ea e personală, nu asta e problema, au spus că este perfect în regulă, pentru că, în realitate, nu este o transmitere, așa cum sugerează textul, ci este vorba de o continuare a personalității juridice, cel puțin la fuziune prin absorpție, deci persoana aceea absorbită, nu și încetează existența și se creează alta, ci pur și simplu personalitatea ei continuă în cea care a absorbit-o. Se transmite așa. Și atunci răspunderea penală continuă și ea.
Și că asta nu ridică o problemă. La CEDO este vorba de cauza Carrefour, Carrefour contra Franței și pe baza jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și a jurisprudenței CEDO, Curtea de Casație franceză și-a schimbat ea jurisprudența. Francezii nu au un text similar, lui 151, dar problema asta se tot punea și după ce multă vreme Curtea de Casație a spus nu principiul personalității, a fost cumva forțată de jurisprudența aceasta să opereze un reviriment jurisprudențial în 2021 sau 2020, îmi scapă, știu data, 25 noiembrie, dar nu mai știu anul. Bun, mă întorc. Deci 151 spune că nu e nicio problemă dacă persoana juridică fuzionează, e absorbită sau se divizează, pentru că răspunderea penală oricum se transmite. Ai pe cine să condamni și pe cine să execuți. Și atunci, care ar mai fi rațiunea măsurii preventive? De ce ea și interzice fuziunea sau divizarea, sau, mă rog, reducerea capitalului social are mai puțină relevanță aici, din moment ce oricum am pe cine să condamn? Mai e oportună vreodată măsura preventivă? Mi se pare că ar putea fi oportună, fie atunci când persoana juridică este foarte mare și încearcă să se divizeze în multe societăți mici. E cam complicat, deși așa spune textul, să condamn 20 de societăți și după aceea să le găsești și să le execuți. Și mi s-ar părea că mai are relevanță, și aici chiar cred că e o problemă, în cazul transformărilor succesive. Pentru că textul acesta îți rezolvă prima problemă, dacă A fuzionează cu B. Dar nu îți rezolvă ce se întâmplă mai departe dacă societatea nou creată se divizează și după aceea ele mai fuzionează și ele. Mai poți să condamni în lanț așa multe persoane la care ajungi? Eu cred că 151 nu-mi spune asta. 151 îmi rezolvă doar o primă problemă. Și atunci poate că măsura preventivă ar fi încă utilă. Nu știu. Este doar un gând ca să explic de ce mai e relevantă, deși l-avem pe 151. A treia măsură preventivă, iarăși pe care am văzut-o tot mai des în practică, interzicerea unor operațiuni patrimoniale susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvența persoanei juridice. Aici putem avea orice operațiune patrimonială, poate să fie vorba de vânzare, constituire de garanții, nu știu, donații, dar din punctul meu de vedere, interdicția n-ar trebui să fie una globală. Adică nu interzicem orice operațiune patrimonială. Și practica aici oscilează. Am văzut hotărâri în care se spune așa, procurorul ar fi trebuit să indice care sunt acele operațiuni specifice susceptibile de a antrena diminuarea semnificativă a activului patrimonial care trebuie interzisă și nu a făcut-o, ba mai mult n-a făcut nicio referire la astfel de operațiuni, evitând formularea din textul de lege folosită de legiuitor. A aplica o astfel de măsură la modul generic în care e prevăzută în cod ar însemna să se interzică administratorului judiciar desemnat pentru societate, pentru că era în insolvență, imediat vorbim, să efectueze orice fel de operațiuni care ar presupune diminuare de activ, pentru că oricând din mai multe operațiuni de înstrăinare minore cumulate s-ar putea ajunge la situația diminuării care poate fi apreciată de drept semnificativă. Deci, instanța spune că ar trebui să se indice exact ce operațiuni sunt interzise. În schimb, formulările, aceasta e o abordare, formulările pe care le-am văzut cel mai des sunt că efectiv se reia textul de lege. Deci se interzic operațiuni patrimoniale susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvența. Păi orice plată diminuează activul patrimonial și plata salariilor diminuează activul patrimonial, nu? Că ies niște bani de acolo. Oricare, chiar oricare, sau interzicerea tuturor operațiunilor patrimoniale, ca să fie și mai clar, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial. Cred, încă o dată, că interdicția n-ar trebui să fie globală, ci ar trebui să fie cumva circumstanțiată, cu, nu știu, cu niște excepții. O să vedem imediat la a patra măsură. Măsura aceasta poate să fie dispusă în mod evident anterior deschiderii procedurii insolvenței, poate persoana juridică nu intră niciodată în insolvență, dar foarte interesant este că de data aceasta nu mai avem vreo limitare și ea poate să fie dispusă și în cursul insolvenței, nu-i așa? Adică nu mai avem RILA aici, nu mai avem probleme. Dar în realitate, făcând
interzicând operațiunile patrimoniale susceptibile să antreneze diminuarea activului patrimonial, interferează judecătorul cu activitatea administratorului judiciar, lichidatorului și a judecătorului sindic. Poate chiar să conducă la imposibilitatea lichidării, dacă interzice să valorifice bunurile. Da? Și încă o dată, eu cred că măsura aceasta se referă la interzicerea pentru persoana juridică, ea voluntar. Dacă se află în insolvență, nu ar trebui să mai fie aplicabilă, dar se aplică. Adică am văzut-o aplicabilă. Și mă rog, lumea se întreabă unde te duci să contești această măsură, la judecătorul sindic sau la instanța, la tosensul penală. O contești acolo unde a fost luată. În mod evident, nu poate judecătorul sindic să spună că de fapt poți să faci dacă ai o hotărâre a instanței penale care spune invers. Bun. Aici am citat aceeași hotărâre de mai devreme, în care se spune că măsura preventivă luată la modul generic ar conduce la blocarea reorganizării societății, dat fiind că procedura insolvenței e caracterizată prin etape clar definite de legiuitor, termene expres prevăzute și, prin urmare, s-ar ajunge exact la scopul contrar, respectiv la blocarea activității. A patra măsură preventivă seamănă foarte mult cu a treia, interzicerea de a încheia anumite acte juridice stabilite de organul judiciar. Așa cum e formulată ea, ar trebui să se refere la un anumit contract de închiriere, un anumit contract de vânzare, adică, nu știu, s-a încheiat o promisiune de vânzare și se interzice încheierea contractului de vânzare pe 60 de zile până ne lămurim ce este acolo. Se suprapune parțial cu măsura analizată anterior, de fapt se suprapune mai ales în practică, pentru că de multe ori se folosește această măsură în locul celei de la litera C sau invers. Și am dat aici un exemplu, se interzice încheierea oricăror acte de dispoziție asupra unei rețele de distribuție gaze. Asta ține de măsura analizată anterior, aș zice eu, nu de a încheia anumite acte juridice. Cum este ea formulată în practică? Am pus aici interzicerea încheierii unor acte juridice, respectiv contracte de vânzare, cumpărare, de schimb, de dare în plată, de remită datorie sau alte asemenea contracte comerciale care constituie modalități de transmitere a dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile. Adică, în realitate, orice, nu anumite acte judiciare, ci orice nu a zice că este corect, dar mă rog, acum să zicem că dacă este C sau D, e mai puțin important. Ultima măsură preventivă, interzicerea de a desfășura activități de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea. Aici avem o asemănare cu pedeapsa complementară, care constă în suspendarea activității, motiv pentru care s-a pus problema dacă se poate deduce durata măsurii preventive din pedeapsa care va fi aplicabilă. Nu avem un text, prin urmare răspunsul este clar nu, doctrina spune că ar trebui, eu nu știu ce să zic, având în vedere că măsura preventivă are un scop, iar pedeapsa are un alt scop, probabil că dacă până la pronunțarea hotărârii s-au remediat deficiențele pentru care iei măsura preventivă, că interzice desfășurarea activităților pentru că s-a întâmplat ceva grav acolo, da? Și e urgent să iei măsura preventivă, dar s-ar putea ca până la pronunțarea hotărârii să fie remediate deficiențele și atunci măsura, pedeapsa complementară să nu mai fie justificată, deci nu mai e. A doua problemă în ceea ce privește această măsură preventivă este că nu există excepții de la luarea ei. Pe când la pedeapsa complementară avem excepții, de exemplu nu poți să suspenzi activitatea instituțiilor publice sau a partidelor politice sau a sindicatelor, normal că nu poți. La măsură preventivă, legea nu prevede excepții. Sigur că ține de judecător să vadă că nu ar suspenda activitatea instituției publice, să spunem, dar ar trebui să fie prevăzute astfel de excepții. Și, mă rog, o problemă ar mai fi cea de utilitate, dar utilitatea eu o văd destul de ușor. În timpul care ne-a mai rămas, aș vrea să vorbim câteva lucruri despre contestație și două cuvinte despre durata măsurilor preventive. Contestația reglementată în 493 alineatul 7, deci un text de trei rânduri, ridică o grămadă de probleme. Și problemele le-am identificat, am scris și un articol cu colegul meu, George Lazar, de la facultate, care merge pe această structură.
în sediul materiei, mă rog, o să vedem titularii, contestație, motivele, termen, obiect, instanța competentă și soluții. Am văzut sediul materiei, 493 alineatul 7, împotriva încheierii se poate face contestație la judecătorul de drepturi și libertăți sau la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța ierarhic superioară de persoana juridică și procuror în termen de 24 de ore. Am zis 48 anticipând o discuție pe care o vreau să o fac. Bun. Ce avem așa? Titularii contestației, persoana juridică care poate să facă contestație împotriva încheierii prin care se dispune luarea, înlocuirea sau prelungirea unei măsuri preventive, pentru că deși textul de la 493 nu vorbește de înlocuire, de prelungire, adică se folosesc în practică exact aceleași noțiuni ca la persoana fizică. Procurorul poate să conteste încheierea prin care se dispune înlocuirea cu o măsură preventivă mai puțin severă, adică în loc de interdicția de a încheia multe acte, interdicția de a încheia unul singur, să zicem, prelungirea, dar pe o durată mai scurtă, nu am văzut în practică, revocarea unei măsuri preventive, revin la revocare, și respingerea propunerii de luare. Sigur că cea mai importantă problemă este dacă terții sau persoana vătămată, parte civilă, ar putea să formuleze contestație împotriva măsurii preventive. Textul spune că nu, textul e foarte clar, da? Spune procurorul sau persoana juridică. Există însă ipoteze în care terții ar avea interes să conteste. Nu mai zic de creditori și procedura insolvenței pe litera A, că acolo s-a rezolvat. Dar persoana juridică absorbantă pe litera B ar putea avea interes să constituie, adică o persoană juridică vrea să absorbă o altă persoană juridică care are interdicția de a fuziona prin absorpție. Și atunci acea care vrea să o absorbă ar putea să aibă ea interes și poate și resurse, că de regulă persoana absorbantă este cea care are banii, să conteste măsura preventivă. Are un interes. Un partener comercial, și aici dau un exemplu foarte de școală, persoana juridică a încheiat o promisiune de vânzare asupra unui imobil cu o altă persoană juridică. Promitentul cumpărător i-a virat și un avans și se interzice încheierea contractului de vânzare. Persoana juridică promitentă vânzătoare are și banii și nu mai dă nici imobilul, deci nu are un interes să conteste măsura preventivă. Da, promitenta cumpărătoare vrea să încheie contractul sau să facă ceva. Nu poate, potrivit textului de lege, să conteste. Salariații, dacă se ia măsura preventivă, mai ales de la litera E, interzicerea desfășurării activității de natura aceleia care a fost comisă infracțiunea, ar avea un interes să meargă în continuare la lucru și să conteste. Nu pot pe textul de lege. Singura posibilitate ar fi efectiv în temeiul articolului 13 din Convenția Europeană să se ducă la instanța penală și să conteste măsura preventivă. Eu am văzut astfel de cereri formulate, e adevărat că acum mai mulți ani, pe care le-am văzut respinse ca inadmisibile. Mie mi se pare admisibile, nu de admis, dar admisibile atunci când justifică un interes pe 13, pentru că e vorba de acces la justiție. Dar, repet, n-am văzut niciodată admisă, deci răspunsul ar fi nu se poate de către terți. Din păcate, zic eu. Motivele de contestație, și am pus aici nu revocare. Așa cum o să încerc să explic și mâine, și nu știu câtă lume are aceeași abordare ca mine, din punctul meu de vedere, contestația trebuie să se facă atunci când există motive de nelegalitate, în principiu, a măsurii, a încheierii prin care s-au luat măsurile respective. La fel și la măsurile asigurătorii. Revocarea se face atunci când nu mai subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii, revocarea celui de către cel care a luat măsura. Și atunci, motivele de contestație, deși în practică se folosește cerere de revocare de multe ori, le putem împărți în motive procedurale și motive substanțiale. Și am dat aici niște exemple, la un dat mi se pare și mie că se intercalează cumva. Motive procedurale, dispunerea unei măsuri preventive care nu e prevăzută de lege. Și exemplu cel mai cunoscut aici ar fi interzicerea de desfășurare a unui contract care se află în derulare, de executarea unui contract în derulare. Nu e o măsură preventivă prevăzută de lege. Dacă durata interdicțiilor e mai mare de 60 de zile, n-am văzut, dar ar putea să fie.
Și apoi motive generale, lipsa motivării, lipsa procurorului, nelegala citare, necompetența instanței, rog, acestea sunt generale. Mai interesante sunt următoarele motive. Dacă persoana juridică are doar calitatea de suspect, nu de inculpat. Așa cum am văzut, potrivit legii, nu este un motiv de contestație valid. Dacă persoana juridică n-a fost audiată, aici asigur că mintea noastră pare bizar cum să audiezi persoana juridică și mai ales trebuie să audiezi persoana juridică. Păi, la luarea măsurilor preventive, la persoana juridică nu avem un text care să ne spune expres că trebuie să se facă după audiere, dar măsurile preventive le cam luăm după audiere, nu-i așa? Și atunci de ce standardul e diferit? Doar pentru că e persoană juridică și e bizar să o audiezi? Da, în faza de judecată o audiez prin reprezentantul legal. Chiar am văzut contestație în anulare formulată pe motiv că persoana juridică inculpată nu a fost audiată, admisibilă, dar respinsă pe fond pentru că în realitate era prezent reprezentantul și nu a vrut, n-a cerut să fie audiat. Alt motiv, există suspiciunea săvârșirii unei fapte prevăzute de legea penală, nu a unei infracțiuni sau lipsa de apărare obligatorie. Știm că avem soluție, că persoana juridică trebuie beneficiază de asistența juridică obligatorie în temeiul articolului 90 litera C. La fel ar fi și pe B, ar putea exista situații în care să se aprecieze că nu își poate face apărarea singură, doar A nu este aplicabil de la 90. Motive substanțiale, măsura preventivă nu este necesară, nu e proporțională și cel mai interesant, durata totală a măsurii preventive depășește un termen rezonabil sau depășește durata pedepsei complementare cu același obiect. Dacă avem interdicția de a desfășura activitatea pe o perioadă mai mare de 3 ani deja, adică mai mult decât pedepsa complementară, poate fi un argument de contestație valid, nu cred că trebuie să fie de planul, adică nu ori de câte ori s-a depășit, gata, trebuie să se admită contestația sau să nu se prelungească măsura preventivă, dar poate să fie o idee. Termen rezonabil. Cât? Așa cum o să vedem, anticipez deja, măsurile preventive nu au o durată maximă și Curtea Constituțională a spus că este în regulă, cel puțin în 2016 a spus că este în regulă, că nu există o durată maximă a măsurilor preventive în materia persoanelor juridice. Deci ce înseamnă rezonabil? Înseamnă cam ca la măsuri asigurătorii. La măsuri asigurătorii vedem mâine cam de pe la 5-6 ani discutăm de lipsa unui, de încălcarea duratei rezonabile. Păi măsură preventivă pe 5-6 ani deja înseamnă mult mai mult. În fine, alt motiv, măsura de la litera A contravine deciziei RIR. Termenul de formulare a contestației, 24 de ore. Ziceam că anticipez pentru că persoana fizică poate să facă contestație în termen de 48 de ore. De ce 24? Recunosc că întrebarea aceasta mi-a fost adresată de masteranți, predau cursul de răspundere a persoanei juridice la master și mi-au zis, da, de ce 24? Că am căutat noi în cod și am găsit doar o situație sau două în care există termen de 24 de ore. Cred că la ceva cu internarea nevoluntară și la suspendarea judecății, astea ar fi. Nu există alte termene de 24 de ore. Acolo urgența este evidentă. Deci de ce tratăm persoana juridică atât de sever? 24 de ore. Nu știu dacă e un motiv, dar asta e termenul 24 de ore. Obiectul contestației. Încheierea, nu? Așa spune 493 alineatul 7. Împotriva încheierii se poate face contestație. Și aici avem încheierea de judecătorul de drepturi și libertăți, nicio problemă, de camere preliminare, de prima instanță, de instanța de fond, dar încheierea instanței de apel poate să fie atacată, prin care se iau măsuri preventive sau nu. Sigur că la prima vedere, și așa, fără să facem vreo analiză, răspunsul ar fi că nu. De ce că nu? Pentru că 206 din materia măsurilor preventive aplicabile persoanei fizice ne spune că împotriva încheierilor prin care instanța dispune în primă instanță se poate face contestație. Dar revin la 493, care nu spune împotriva încheierilor pronunțate în primă instanță. Și e adevărat că eu am un text la procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice care îmi spune că se completează cu dispozițiile de drept comun, dar dacă nu sunt dispoziții contrare în capitolul privind procedura
trageri la răspundere penală a persoanei juridice, încheierii, fără referirea la prima instanță, este o derogare sau nu este o derogare? Deci putem să atacăm încheierea din apel sau nu? L-am pus aici pe 489, dispozițiile prezentului cod se aplică în mod corespunzător cu derogările și completările prevăzute în prezentul capitol. Pare o derogare, că nu spune încheierea din primă instanță. Deci pare că și încheierea instanței de apel ar putea să fie atacată. N-am văzut să fie atacată vreodată. Toate aceste încheieri se dau ca fiind definitive. Eu aș încerca, vă spun sincer, pentru a vedea. Da, ce am văzut însă, apropo, am văzut excepție de neconstituționalitate invocată a textului de la 206, pentru că prevede o situație mai gravă pentru persoana fizică, pentru că ea nu poate să conteste încheierea pronunțată în apel, spre deosebire de persoana juridică care poate. Așa era motivată cererea de sesizare a Curții Constituționale formulată. Deci doar excepție ridicată, atât am văzut, cu această motivare, din care implicit rezultă că la persoana juridică se poate. Instanța competentă, ne spune textul de lege, singura problemă ar fi dacă admitem că se poate contesta și încheierea instanței de apel, prin care se iau măsuri preventive, ce se întâmplă atunci când instanța de apel este completul de 5 judecători de la Înalta Curte. Dacă se face o contestație împotriva unei încheieri a completului de 5 judecători, ar trebui să judece celălalt complet de 5 judecători ca la sesizarea Curții Constituționale. Nu avem text pentru situația asta și, apropo, nu avem nici la măsurile asigurătorii verificate de completul de 5 ca instanță de apel, dar tot așa, contestația se duce la celălalt complet de 5 judecători, deși nu e text nici acolo. Bun. Unde se depune contestația? De ce întreb acest lucru? Am fost și eu întrebată. Pentru că 493 alineatul 7 spune împotriva încheierii se poate face contestație la instanța ierarhic superioară. Pe când 425 indice 1, textul general în materie de contestație, spune contestația se depune la judecătorul care a pronunțat hotărârea, care este regula, cu excepția, nu știu, plângerii la clasare, întotdeauna ne ducem la instanța care pronunță hotărârea, nu? Ei bine, nu cred că e vreo excepție aici, în textul de lege, adică textul spune cine judecă, nu unde se depune contestația. Contestația se depune ca de obicei la instanța, la tot sensul, care a pronunțat hotărârea. Soluțiile sunt cele prevăzute de 425 indice 1, nu sunt probleme deosebite aici, deci se poate admite contestația, se desființează încheierea, dispune rejudecarea, respinge contestația și așa mai departe. Doar două cuvinte despre durata măsurilor preventive. Ziceam că se iau pe o perioadă de cel mult 60 de zile, cu perioada prelungirii respectivă a menținerii, fiecare prelungire neputând depăși 60 de zile, dar fără a avea o durată maximă totală. Și vă spuneam că această problemă a fost supusă controlului Curții Constituționale, aceeași decizie 139/2016, în care Curtea a spus că este în regulă, că dacă s-ar institui un termen maxim până la care ar putea fi prelungite sau menținute măsurile preventive, s-ar nega însu scopul acțiunii penale, care este de a trage la răspundere penală persoana juridică, nu știu dacă chiar ăsta e scopul acțiunii penale, tragerea la răspundere penală care au săvârșit infracțiuni, a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, este un deziderat al ordinii publice care legitimează instituirea măsurilor reclamate. Cred că aici Curtea Constituțională operează cu o măsură diferită în ceea ce privește persoana fizică, unde și la arestul la domiciliu, așa cum știm, s-a stabilit că trebuie să existe o durată maximă și la persoana juridică are, iată, poate să rămână o perioadă nedeterminată, ca să zic așa, cu măsuri preventive. Bănuiesc că problema o să fie ridicată la un moment dat din nou, nu știu dacă o să se schimbe sau nu. Eu cred că ar trebui să existe o durată maximă la măsurile preventive. Nu știu dacă și la măsurile asigurătorii, vorbim despre asta mâine. Cam atât voiam să vă spun. Dacă există întrebări sau comentarii, că am vorbit numai eu și nu e așa ok.
Nu există. Dacă nu, înțeleg că mergem în pauză, potrivit programului, și reluăm cu prezentarea colegului meu. Mulțumesc mult!